În perioada 29 februarie-18 martie au fost depuse 6.175 de cereri de înscriere pentru clasa pregătitoare în județul Constanța. În prima etapă de înscriere au fost admise 5.996 de cereri. Pentru etapa a doua au rămas 376 de locuri libere în municipiul Constanța și 1.438 în județ. La nivelul județului Constanța au fost aprobate pentru clasa pregătitoare 2016-2017 un număr de 7.810 locuri, reprezentând 320 de clase. În perioada în care s-au depus cererile de înscriere, în perioada 29 februarie-18 martie, au fost depuse 6.175 de cereri de înscriere, 6.076 în învățământul de stat și 99 în învățământul particular. În această perioadă au fost deschise 41 de centre de evaluare psihosomatică. Pentru cei mai mulți dintre copii, testarea s-a dovedit a fi o joacă. 147 de copii nu au reușit să-i convingă pe psihologi că sunt apți pentru a duce în spate atât ghiozdanul cât și responsabilitatea de elev. Au fost realizate un total de 1.475 de evaluări, 631 la nivelul municipiului, 844 în județ. Din cele 1.475 de evaluări, recomandările date de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională au fost pentru înscriere în clasă pregătitoare 1.328. Ca în fiecare an au existat mai mulți părinți care au încercat să-și înscrie micuții la altă școală decât cea de circumscripție. În acest sens, cele mai multe cereri nesoluționate au fost la școala numărul 37, cu 36 de cereri, școala numărul 29, unde au fost 34 de astfel de cereri, școala numărul 43 cu 20 de cereri și școala numărul 24 cu 12 cereri. Sesiunea a doua de înscriere la clasa pregătitoare se desfășoară în intervalul 30 martie-8 aprilie.